Domnul să binecuvinteze întreaga biserică. S-a citit înaintea noastră un cuvânt bogat, frumos, din Coloseni, din capitolul 3. Și, de fapt, fraților și surori, aici ni se vorbește despre un portret al unui om, al lui Dumnezeu. Epistola aceasta este o epistolă minunată, a fost scrisă de Apostolul Pavel, atunci când era în captivitate, și are cel puțin trei părți. Are o parte personală, cu saluturi, și de la versetul 1 până la 14 din capitolul 1. Apoi urmează partea teoretică sau doctrinară, cum o numim noi, despre divinitatea lui Hristos, despre lucrarea lui Pavel și despre filozofiile false. Și apoi, bineînțeles, intrăm în partea practică de la capitolul 3 în jos. Noi aici ne aflăm acum. Și de la versetul 1 și până la 17 se vorbește despre comportamentul creștinului, apoi de la 18 în jos căminul creștinului, vorbirea prietenii creștinului și așa mai departe. Biserica asta a fost fondată, întemeiată de Epafra. Pavel se pare că n-a fost la ei niciodată. Uitați-vă în capitolul 2 cu versetul 1. Biserica avea membri pe Filimon, pe Apfia, pe Arhip și pe alții, pe Onisim, pe Tihic și pe alții. Și epistolele acestea erau niște scrisori care de fapt circulau între bisericile din Asia Mică și nu numai, pentru că erau lucruri general valabile și bineînțeles Dumnezeu vrea să ne vorbească și nouă prin cuvântul Lui. Ceea ce e foarte important să înțelegem, fraților și surori, despre comportamentul nostru, este că Dumnezeu cere de la noi să fim sfinți. Așa cum se repetă mult, foarte, foarte mult în Sfânta Scriptură, pornind din Levetic, unde Domnul Dumnezeu vorbea prin Moise și spunea, fiți sfinți, că eu sunt sfânt, Până în Noul Testament, firul Sfințeniei străbate ca un fir roșu toată Scriptura, și Domnul Dumnezeu așteaptă de la noi să fim Sfinți. Deci ne aflăm aici la o lecție practică. O lecție spuneam despre comportamentul creștinului și o lecție foarte importantă pentru noi. De fapt, noi am putea să facem în seara asta o verificare, un control al omului din lăuntru. Să vedem cum stăm noi cu purtarea creștină, cu sfințenia, cum stăm cu ea. Și țin minte că am citit odată într-o carte Uh, eram curios așa de asceții ăștia, pentru că în Colosin, capitolul 2, între filozofiile astea false, este filozofia agnosticilor, uh, amintită am în versetul 8, în capitolul 2, apoi este și ascetismul, în versetul 20, și țin minte că am citit odată, despre un anume Simeon Stâlpnicul, un om care a trăit undeva prin secolul V după Hristos. Omul ăsta a fost considerat un mare sfânt, dar a fost un om foarte ciudat și a construit niște platforme pe stâlp și stătea acolo în bătaia vântului și a intemperilor, gândiți-vă, ningeal, ploua, era vai de el. Și la un moment dat și-a ridicat o platformă la 16 metri în aer. 16 metri. Acolo a și murit. Și mergeau oamenii și se ruga pentru ei și spuneau că se întâmplau minuni și semne. Și am citit undeva că un copil, la ora de istorie, afla de omul ăsta, de Simeon Stâlpnicul, ce s-a întâmplat cu el, cum a stat el an de zile la 16 metri în aer și se duce acasă și zice la mama, vai, mamă, greu e să fii sfânt, vai, greu, greu e să fii sfânt. Păi cum să stai tot la 16 metri în aer? Să stai tu să te bată ploaia, asta nu înseamnă sfințenie, fraților, nu. Sfințenie înseamnă să-L porți pe Hristos înăuntrul tău. Uitați-vă ce spune aici în versetul 1 de la uh, capitolul 3. De fapt, această temă o uh, propune Apostolul Pavel deja din capitolul 2 cu 20. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, și apoi versetul 1 din capitolul 3. Dacă ați înviat împreună cu Hristos. Și vedeți, sunt aici niște paradoxuri pe care le putem adresa sub formă de întrebare trăirii noastre creștine. Pentru că vorbeam despre această temă a controlului omului din lăuntru. Să vedem cum stăm cu purtarea creștină. Avem nota 10. Când eram eu copil, să știți că ne, ne speriau tare profesorii, că dacă luăm nota nouă, cel puțin nota nouă la purtare, nu mai putem să mergem la facultate. Și eram foarte speriat, să știți, foarte. Pentru că nu vreau să facem ceva rău ca să putem să ne continuăm studiile. Nu știu dacă e real în legislația României sau numai ne-au speriat ei, dar noi ne feriam să facem prostii ca nu cumva să ne fie împiedicată cariera noastră viitoare. Dar uite, Chiar dacă poate, faptic vorbind și uh, din punctul de vedere al legislației noastre, poate nu e adevărat. Dar uitați-vă, din punct de vedere biblic, să iei notă maximă la purtarea creștină, asta să știți că deja e foarte important. Pentru că, amintiți-vă ce spune Sfânta Carte și spune Cartea Apocalipsa, nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, haideți să vedem sub formă de întrebări, să vedem ce înseamnă un control al omului din lăuntru. Prima întrebare. Ai murit și ai înviat din punct de vedere spiritual? E prima întrebare. Ai murit și ai înviat din punct de vedere spiritual? Și o întrebare foarte importantă, foarte importantă. Odată trebuie să fiu mort față de păcatele mele, Uitați-vă ce spune capitolul 3 cu versetul 5. Pe lângă faptul că eu am murit față de firea mea pământească, față de trecutul meu, față de ceea ce a fost în spate și mă arunc înainte spre premiul chemării cerești, am murit față de sine, m-am dus și le-am pus pe listă, să știți că eu am procedat așa, ca să fiu sigur că am pus tot, -o, tot. am scris o listă când m-am pocăit cu adevărat, când m-am întors la Domnul, și lista asta m-am dus și am citit-o înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi și am zis iartă-mi și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. Și m-am rugat cu lacrimi înainte, așa cum am putut, cu toată seriozitatea mea înaintea lui Dumnezeu. Și apoi la final am scris, iartă-mi păcatele pe care nu le cunosc, așa cum a scris psalmistul. Și asta, lucrul acesta l-am citit înaintea Domnului. Și după aceea, numele lui Isus, am dat foc la hârtia aia și am aruncat cenușa în apă. Am zis, nu mă mai interesează, s-a terminat cu trecutul meu. Și a venit Domnul și a mărturisit despre mine lucrul acesta, că m-a botezat cu Duhul Sfânt și m-am bucurat enorm. Că a făcut lucrul acesta Dumnezeu, dar n-a fost din mine, a fost de la El. Tot ce s-a coborât bun a fost de la El. El mi-a dăruit lucrurile astea. Dar uitați-vă ce spune Apostolul Pavel, ca să am un om din lăuntru deosebit. Uitați-vă ce spune aici, în versetul 9, omul cel vechi, versetul 10, omul cel nou. Și aici ai o, o continuă luptă între omul cel vechi și omul cel nou. Și Domnul vine și mă întreabă în seara asta. Ai murit și ai înviat din punct de vedere spiritual. Tu trebuie să dovedești moartea spirituală, trebuie să dovedești viața spirituală. Cum, Doamne? Păi, uite-te, versetul 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Domnul, cu alte cuvinte, ne vorbește prin Pavel exact ce ne-a transmis și Domnul Hristos. Dacă ochiul tău, cel drept, te face să cazi în păcat, fie că uh, poți să cazi în curvie, fie în necurăție, fie în poftărea, fie în lăcomie, fie în patimă, nu contează, nu-i bine, tu trebuie să-l scoți, să-l lepezi de la tine. Dar eu n-am întâlnit, fraților și surori, de când am umblat în misiune, de la vârsta de 17 ani și până acum, n-am întâlnit niciun om numai cu un ochi în biserică. Pentru că Domnul zice să scoți ochiul. Dar ce e asta? Păi uite că din punct de vedere spiritual trebuie noi să renunțăm la ochiul ăla drept, așa cum crezi tu că sunt bune lucrurile. Ochiul cel drept înseamnă gândirea ta, privirea ta interioară. Tu crezi că așa e bine? Cum? Am întâlnit, să știți undeva, și Domnul să aibă milă, și Domnul să mustre astfel de duhuri, un om care a fost în lume cu probleme. Uitați-vă aici ce spune, curvia, necurăția, patima, poftarea. Și el venea în biserică și avea niște sclipiri cam ciudate, se uita la unele surori și l-a întrebat cineva, mă, cei cu tine? Admir natura creată de Dumnezeu. Vedeți ce viclean și șmecherii diavolul, vedeți? Foarte viclean, foarte șmecher. Dar vine Domnul și ne spune prin Pavel, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Taie, scoate ochiul ăla, că nu-i bun. Modul acela de privire, pentru că uitați-vă în versetul 2, spune foarte clar, gândiți-vă la lucrurile de sus. Asta e o gândire bună, gândirea la lucrurile de sus. Dar Biblia vine și ne spune foarte clar, mort față de păcate, curvie, necurăție, patimă, poftărea și chiar lăcomie, care este închinare la idoli. Era în turda un frate bătrân care a făcut o promisiune și a zis, Doamne, zice, dacă îmi ții cu viață gâștele, cea mai frumoasă ți-o dau ție. Și-a și pus ochii pe o gâscă jos asta e a Domnului. Toate s-au făcut extraordinar de frumoase, foarte frumoase. Și trebuia omul, era la final, era toamna, gata, le duc la piață, dar asta Domnului, asta o dau în numele Domnului. O zis nevasta, mă omule, dar uite ce frumoase, mă, e păcat, mai hai să o vindem, las că dai tu viitor Domnului. Ce s-a întâmplat? Le-a dus omul la piață, când ajunge cu gâștele acolo, gâsca aia cea mai frumoasă era moartă. S-a ridicat omul și a zis, Doamne, îți mulțam că ai luat ce al tău. Traților, să ne ferim de lăcomie. Vedeți că aici ne spune Domnul foarte clar: lăcomia, închinare la idoli. Să ai mai mulți bani, ce contează? Nu mi-amintesc de micul Prinț. E lectură bună, să știți, pentru copii, pentru că le deschide mintea. Micul Prinț vedea pe insula, era o insula undeva și era un om care nota stelele pe hârtie și le băga în buzunar, într-un sertar și în buzunar. De ce? Asta e lăcomia, asta e lăcomia. Când o să ai tu stelele de pe cer în buzunar sau în sertar? Niciodată, dar le pui pe hârtie și le ascunzi. Asta înseamnă banii, țărnă tipărită, o numește cineva din vechimea noastră, din literatura noastră, ăștia bani. banii. Și noi de multe ori alergăm după asta și Domnul zice, nu, 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 închinare la idol. Feriți-vă de asta, fraților. Și vine Domnul și spune controlul omului din lăuntru. Prima întrebare, ai murit? și ai înviat din punct de vedere spiritual. Mort față de păcate, față de trecutul tău, da, asta e super, e ok. Dar uite-te că sunt păcate care vin și te urmăresc și Domnul spune, tu trebuie să fii mort față de ele. Apoi, mort Față de învățăturile începătoare, uitați-vă aici că sunt cel puțin patru hoți, i-am numit eu, care încearcă să vină și să ne fure premiul alergării. Capitolul 2, cu versetul 4. Uh... Se repetă, de fapt, acest termen de patru ori. Nimeni, nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare, așa cum a făcut șarpele cu Eva. Versetul 8. Nimeni să nu vă fure cu filozofia, vedeți, ăsta e hoțul numărul 2. Apoi, versetul 16. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, la o zi de sărbătoare, la o lună nouă, la o zi de sabat, ăsta e legalismul deja. Versetul 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși și printr-o zmerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut un o Mândrie de șartă. Era în trecutul penticostalismului nostru un frate, așa zis frate în ghilimele, care mergea și predica și în timp ce predica... Zice cerul deschis și cădea. Frații credeau că a fost răpit omul. Până o soră esteață s-a dus și l-a împuns cu un ac. Și au văzut oamenii că au urlat și au zis ăsta nu a fost răpit niciodată. Era un șarlatan. Dar uitați-vă aici ce spune. Patru hoți, patru filozofii care încearcă să ne fure de la ceea ce înseamnă omul din lăuntru care trebuie să fie nou, să fie sfânt și Domnul să ne ajute să ne sfințim, fraților. Ai murit și a înviat din punct de vedere spiritual. Mort față de păcate, mort față de învățăturile începătoare, dar înviat în umblare și înviat în gândire. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați, să umblați. Acest cuvânt, zeteo, a umbla, înseamnă a căuta, a explora, a dobândi cu toate eforturile tale, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Nu zice aici să predicați, nu zice să cântați, asta e foarte bine, dar noi trebuie să umblăm, fraților, trebuie să umblăm și Domnul să ne ajute la aceasta. Înviat în umblare, înviat în gândire. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Vedeți și e primul control al omului din lăuntru, prin întrebarea, ai murit și ai înviat din punct de vedere spiritual. E foarte, foarte, foarte importantă această întrebare și noi trebuie cu seriozitate să ne opunem, să vedem dacă mai avem probleme cu anumite păcate. Uitați-vă, fraților, la versetul 8, Lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase, nu vă mințiți unii pe alții. Sunt atâtea aspecte practice în care Domnul ne cheamă și spune, știi ceva? Astea trebuie date la moarte, astea trebuie omorâte, trebuie ucise și Domnul să ne ajute. Întrebarea numărul 2. Te-ai dezbrăcat de eu și te-ai îmbrăcat în Hristos te-ai dezbrăcat de eu și te-ai dezbrăcat și te-ai îmbrăcat în Hristos. E foarte importantă și asta. Uitați-vă la versetul 8 și 9, în special 9, parte a doua. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Noi trebuie să ne dezbrăcăm de tot ceea ce înseamnă aceste lucruri, de la versetul 8 și versetul 9, și apoi să ne îmbrăcăm cu omul cel nou care se înnoiește, spune aici, spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Uitați-vă ce spune în capitolul 1 despre Domnul Hristos. Care era chipul lui? Ce înseamnă chipul lui Hristos în noi până la urmă? Uitați-vă ce spune în versetul 13 din capitolul 1. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, în El avem răscumpărare, prin sângele Lui iertarea păcatelor. El este echipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Prin El au fost făcute, prin El și pentru El toate lucrurile. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Uitați-vă cum privește Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt, într-un plan cosmic, îl vede pe Hristos iară în plan pământesc, îl vede în existența noastră pământească, murind pentru noi, dându-și viața, ridicându-se din mormânt, ca noi să avem viață. Și Domnul vine și spune, voi trebuie să vă dezbrăcați de tot ce înseamnă omul cel vechi, firea pământească. Cum spunea odată un frate că a întâlnit un tânăr și tânărul ăsta a vorbit ceva nepotrivit și a zis, mă, dar ce-i cu tine? Ce mi-am ieșit din fire? Și bătrânul i-a dat o replică și a zis, ți-a intrat în firea pământească, n-a ieșit, n-a ieșit. Acolo era înăuntru, în firea pământească când ai vorbit ce. Deci uitați-vă ce spune aici, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Hristos a făcut așa ceva, niște lucruri minunate. Și uitați-vă ce spune în capitolul 2, capitolul apologiei, a apărării. Spune aici, Că de aceea ducea apostolul Pavel o luptă extraordinară pentru cei din la odiceea, colose și așa mai departe, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete, spune versetul 2, toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Îmi aduc aminte iarăși în istoria romană, a fost un incident, știu că niște oameni au mers să asedieze Roma, Roma veche și s-a întâmplat acolo ceva. S-a întâmplat ceva, au fost niște femei pe care romanii le-au răpit de la vechi locuitori care erau atunci în Italia și acele femei au devenit soțiile lor, deja deci aveau copii cu ele. Și au venit foștii, părinții, frații, foștii iubiți de altă dată, să-și elibereze fetele, femeile. Și au primit un ultimatum, cei din Roma atunci, și au zis, uh, tot ceea ce vreți să luați, cei mai de preț în cetate să luați, dar numai femeile să ia cei mai de preț din cetate și să iasă și să plece. Iau cei mai de preț și lor le dăm viață, pe ceilalți îi măcelărim. Știți ce au făcut femeile astea înțelepte? S-au sfătuit acolo, au fost mai multe. Și până la urmă au ieșit afară și purtau în spinare care pe soțul ei, care pe copiii ei, cum puteau. Ăsta era bunul cel mai de preț. Au ieșit cu ce aveau mai de preț și au trebuit ca dușmanii ăia să lase în viață pe ăștia pe care voiau să-i ucidă, pentru că îi duceau în spinare tocmai surorile lor sau ficele lor și nu puteau să le facă rău. Și mi-amintesc o altă întâmplare în casa unui bătrân. Era un bătrân în vechea Romă, și omul acesta avea un copil pe numele Marcelus. Și Marcelus făcea multe prostii. Și a scris testamentul în felul următor. Toată averia mea, și era foarte bogat, o las la robul meu. Cât despre Marcelus, să iau un singur lucru din toată averia mea și să plece. Știți pe cine l-o lua Marcelus? Pe rob. Pe rob. Că robul moștenise totul. Și Marcelus, până la urmă, a moștenit toată averea lui Taică, sau că a fost deștept. De ce să nu fim noi mai înțelepți decât un păgân? Și să luăm pe Hristos în care sunt ascunse toate comorile și înțelepciunii lui Dumnezeu. Îți trebuie pace, n-ai pace, El e Domnul Păcii, ia-L pe Hristos în inimă, n-ai dragoste, nu-ți poți iubi soția, crezi că tu o fabrici dragoste, asta nu, asta vine turnată prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în inimile noastre, ia-L pe Hristos, El este dragostea lui Dumnezeu revelată, n-ai bucurie, să știți că și diavolul fuge de aia care îți poți omori, să știți, și diavolul fuge. Și de multe ori noi nici nu vrem să avem de-a face cu ei, pentru că ei deja scăzuți acolo în posomorala lor și în tristețea lor. Nu ai asta, n-ai bucurie, ia-l pe cel care toarnă în inima noastră bucuriile cerești, slăvit să fie el. Îl luăm pe Domnul Hristos și ne întreabă Biblia la control omului din lăuntru, m-am dezbrăcat de eu? Știți care e problema? Uitați-vă eu am ochelari. Problema mea este că ochiul îmi fuge. Și asta de obicei la cei care au probleme și au ochelari și parte ochelari, ori că au vederea slabă, ori, cei care au miopie, le fuge ochiul. Dar dacă ochiul mi-ar fugi în interior, aș fi orb. Asta numește Biblia orbire spirituală. În momentul când mă văd numai pe eu, 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 numai eu eu, 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 eu. Eu sunt cel mai nenorocit, eu sunt cel mai lovit. Eu așa ca Nimeni, nu fraților și surori, uităm de noi, ne aruncăm înainte, în brațele lui Hristos, Hristos ne poartă de grijă, Hristos este calea ce ne duce până în împărăție, Hristos ne-a luat de mână, Hristos a murit pentru noi, avem o mamă în ceruri, avem un tată în ceruri, slăvit să fie Domnul! Și Domnul vrea ca noi să ne dezbrăcăm de Eu, Să nu ne mai uităm tot la Eu, Eu, Eu și la Mine, 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 Să ne uităm mai mult la Hristos. Știți ce înseamnă a vă privirea? În original vorbind, din Evrei capitolul 12 cu versetul 1, era utilizat cuvântul acela a ținti privirea la marele preot, la, la căpetenia a credinței și de săvârșirii noastre, adică la Hristos. Cuvântul acela era folosit de oamenii care pironeau, își puneau un tablou în casă și băteau un piron în perete. Asta înseamnă să-mi ațintesc privirea. Nu mi-o mai iau de la Hristos, o bat acolo într-un piron spiritual, dacă vrei, vorbesc acum în ghilimele, dar trebuie să-mi o ațintesc asupra lui Hristos, uitând ce de mine, uitând ce este în urmă, mă având în brațele lui Hristos și atunci devin fericit, fraților. Domnul să ne ajute, Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi a treia problemă, pentru care legătură cu a doua, ești gol de sine și ești plin de Dumnezeu, pentru că aici trebuie să vadă dovada, dacă eu m-am dezbrăcat de euul meu și m-am îmbrăcat cu Hristos, dovada este că sunt gol de sine și sunt plin de Dumnezeu. Uitați-vă versetul 12, gol de mândrie, nu? Astfel dar ca niște aleși ale lui Dumnezeu sfânt și preobiți îmbrăcați vă. Cu cu ce, Doamne? Cu o inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie blândețe, de lungă răbdare, eu trebuie să fiu gol de mândrie, trebuie să fiu gol de păcatele astea care încearcă să vină și să mă asalteze și să fiu plin, plin, plin de Hristos. Uitați-vă versetul 15. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în original, să arbitreze în inimile voastre. Pacea trebuie să hotărască. Mă, ceva nu e regulă, ceva simt aici din partea Duhului Sfânt. Omul ăsta nu nu așa cum zice el, lucrul acesta nu-i de la Dumnezeu, ceva aici îmi spune, a venit Duhul Sfânt, Domnul Păcii aici și îmi spune că ceva nu e în regulă. Versetul 16, iarăși, trebuie să fiu plin de Cuvântul lui Hristos, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea, învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psani, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră, versetul 17, și orice faceți cu contul sau cu fapta să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Vedeți, fraților și surori, este un capitol din viața noastră, un capitol foarte practic, un capitol în care ni se spune așa cum trebuie, ce trebuie să facem noi. Dar să fim atenți, să luăm la modul personal. A fost un frate misionar care mergea și predica într-un sat și când s-a dus la predică, la evangelizare, a oprit mașina și a întrebat pe oamenii la marginea satului zice, ce probleme au oamenii ăștia din sat? Zice, îți hoți, da pocăiții. Zice, și ei fură. Extraordinar. S-a dus și a predicat în anul acela din porunca să nu furi. Și a fost extraordinar. Frate, să mai vii la noi, că ai predicat deosebit. Anul viitor s-a dus iară, iară s-a oprit cu mașina. Ce probleme au oamenii în sat? Fură. Da, pocăiți. Și ei fură. Iară s-a dus. O predica iară să nu furi. Iar a fost extraordinar. Al treilea an nu mai rezistat. Oprește la marginea satului. Ce pro? Fură. Da, pocăzi. Tot fură. Extraordinar. Dar ce fură? Pentru păi ce unul mie mi-a furat găini, altul zice și mi-e tăt găini. Merge la biserică, își intitulează predica. Astăzi ce vă voi predica următoarea poruncă. Să nu fur găini. Au început să-l strige și să-l huiduiască. Afară, afară, nu l-a mai primit niciodată. Vedeți, atunci când Domnul vine la nivel personal și pune degetul pe rană, stai, Duhul Sfânt, că eu nu știu să vă spun problema fiecăruia, dar Duhul Sfânt o știe. Și atunci noi numai să ne alimentăm din cuvânt, să ne rugăm, să ne apropiem de Domnul, să umblăm în sfințenie și Domnul pune degetul acolo unde trebuie și acolo ne pocăim. Domnul să ne ajute, amin.